Bună seara, prieteni ai umorului! Oriunde v-ați afla și în orice companie! Apropo de companie, Corinuța, am avut aseară un vis horror care s-a desfășurat într-un cimitir sătesc. Interesant! Ia, povestește-i tu, Corinuțe, dar așa cum ar face-o un suspect în fața procurorului de caz. Păi, mă plimbam pe o alee care mirosea pucioasă, când deodată mi-a ieșit în față ucigăltoaca. Cine? Diavolul, fiindcă pe el îl căutam. De ce? Fiindcă mă hotărâsem să-i vând sufletul. Știți, sufletul este tot ce are omul mai prețios și de aceea mă așteptam să fac o afacere colosală. Numai că diavolul care s-a prezentat la întâlnirea cu mine m-a dezamăgit. Avea niște copite din plastic, coada era ruptă și legată cu sfoară, blănița era decolorată și cam mâncată de moli, iar cornițele erau mici și strâmbe. Chiar așa? Da, da, chiar așa, Corinuțu. Așa că m-am și întrebat, cât poate să dea un sărântoc de diavol pentru sufletul meu neprețuit? Așa că l-am întrebat, sunteți cu siguranță diavol? Da, știu, ai dubii! Păi știți, eu m-am așteptat la un prinț al întunericului, iar dumneavoastră sunteți așa, cumva, cam de proastă calitate, aș spune. Păi și mie, bă, la așa suflet, așa diavol! A răspuns el. Și zicând asta, mi-a băgat sub nas un contract de cesiune pe numele meu, propunându-mi să începem negocierea. La ce vă mirați? Eu sunt Mephisto. Adică Dracul. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar anul trecut am visat că am ajuns în rai. Anul ăsta m-am mutat mult mai jos. Nu știți ce pănoase trag acum ca drac. Dacă aș fi știut. Cum face vreunul vreo prostie, gata și scuza. Nu e el de vină săracu, dracul a pus. Eu, nu știu. Uite, vă dau cuvântul meu de onoare. Că aflu faptul petrecut după ce s-a consumat. Da, și nu știu atunci de ce mă amestecă pe mine. Nimerește câte unul o slujbă grasă, cu leafă mare, cu... Și nu-i vorba că și muncește, știi? Muncește, da. Pleacă cu o hârtie la semnat la ora 8 și se întoarce la birou la ora 3. Și îi merge. Tot se întreabă, mă, cine îl ține pe ăsta în brațe? Dracu știe. Vă jur că nu știu nimic. De unde? Însă ei știu toți. Dar tac, pentru că tăcerea e de aur. Vorba unui corespondent voluntar care a fost transferat la cererea șefului. Pe directorul unei fabrici de mezeluri, ci că l-a pus dracu să fabrice numai parizări. Eu l-am pus. Deci eu n-aș mânca și altceva. Că umbli după o felie de șuncă până de mi-am înțărcat eu copii. Am auzit odată o discuție între doi pământeni. Zice unul, bă, m-am întâlnit la cucuiețe din deal cu cineva din conducerea ministerului. Fugi că minți, zice celălalt. Cineva din conducerea ministerului la cucuieții de-ndeal n-a văzut nici dracu.
Ăsta avea dreptate să mă aghezmuiască cel de sus dacă l-am văzut pe teren. Pe vremuri, fiecare breaslă avea câte un patron în calendar. Cărciumari îi aveau pe Țipetru și Mihai. Pompieri l-aveau pe Sfântilie. Ăștia din birou l-au pe Sfântul Scaun. Și nu se mai dezlipesc de el niciodată. Mie mi se mai spune și mi se spune talpa iadului. Eu, păi fac unii niște pantofi, îi porți o zi, două, se dezlipește talpa și pe urmă umbli ca ăla din romanul lui Zaharia Stancu. Că pantofii, aleluia! Pardon de aleluia, că vorba asta e de la echipa adversă. Apropo de echipa adversă, m-am întâlnit într-o zi cu ăl de sus, negru de supărare. Dar ce s-a întâmplat, Doamne? Auzi, mă, ucigăltoacă, l-au găsit pe unul cu 100 de chile de un de lemn în cămară și a dat vina pe mine. E cum pe matale, Doamne? Da. A zis că îi trebuie pentru o candelă. Ce-ai de gând cu ăsta, Doamne? Băi, eu zic să-l iei tu. Îl iau, Doamne, îl iau, te servesc. Auzi, ce, am fost într-o zi la o expoziție. Stătea un tânăr în fața unui tablou. Se uita și zicea: dracu să mă ia dacă înțeleg ceva. Zice cineva: păi ca să înțelegi, citește și tu cronica. Ia cronica și o citește. Demitizarea exhaustivă și relațional caducă. Incongruența fenomenologică și introspectiv cromatică. Adică l-a căutat pe dracu și l-a găsit pe Tasu. Și parol donă, eu n-am pictat niciodată în viața mea, nu? Și tata săracu pe căldura aia numai de cronică plastică nu-i ardea. Am uitat să vă spun că unui tartor bătrân de la IAD i s-au aprins călcâile după un drăcușor de fată. A gonit-o din casă pe tartorița lui și s-a mutat cu diavolița. Într-o zi când s-a întors pe neașteptate de la băi, de la Pucioasa, a deschis ușa și a văzut pe dracu gol. Gol. A vrut să dea buzna, dar n-a putut să intre pe ușă din cauza coarnelor. Și se mai zici că nu e dracu chiar atât de negru. E sigur că nu e negru. E blond. Sau, cum am auzit eu de unul, care fugea de muncă ca subsemnatul de tămâie. A făcut el ce-a făcut și a ajuns la dracu în praznic. Ci că s-a făcut frate cu mine. Ai, frate, s-a făcut frate cu mine până a trecut puntea. Da. Acolo, ca ocupație principală, mă trăgea pe mine de coadă. Și într-o zi l-am auzit la un post de radio făcând ca toți draci. Culmea e că tot mie mi-au ieșit vorbe, ci că și-a vândut sufletul dracului. Nu-i adevărat. L-a vândut ălora pe 30 de arginți. Ci că șopul scuză mijloacele. Tău, drace. Eu aș mai fi stat de vorbă cu dumneavoastră, dar la noi astăzi este meci mare. Foarte mare. Fece iadul contra fece raiul. O să spuneți că noi n-avem nicio șansă, pentru că toți jucătorii buni sunt în rai. Da. Dar arbitrii...
Bună ziua, domn doctor! Am adus copilul la control. Foarte bine. Stimată doamnă, iertați-mă, dar cred că ați nimerit greșit. Eu sunt doctor pediatru, iar dumnealui e mai degrabă adult. Păi da. Păi da. Dar când am făcut programare, era minor. Bună ziua! Bună ziua, domn doctor! Bună ziua! Sau sunteți medic? De ce, nu-i totuna? Păi cum să fie totuna? Până ajunge medicul doctor, pot să stau jos, da? Da, nu... Văd că v-aș și așeză. Era liber. Da. În ce problemă? Problema dracului. A cui? A dracului. Sunteți arondat? Arondat? Da. Sunt disperat. Nu m-ați înțeles. V-am întrebat dacă aveți medicul dumneavoastră de familie. Ce medic de familie? Să am că eu nu mai am familie. Că ce-a mai rămas, nici nu știu cum să-i zic, domn doctor. Domn doctor, ajută-mă că ies la acceleratul Iași-Timișoara și îmi pun gâtul pe linie. Nu v-aș sfătui, e rece. Faceți gripă. Fac gripă? Mm-hmm. Fac hast. Că la mai sensorele. Plus că mai are și întârzieri de câte oră. Da? Îmi iau ceva de citit, domn doctor. Ajută-mă și o să se bucure și maica Tereza de dincolo. Dați-i drum. Spuneți-mi, care e necazul? Necazul? Mă fac să izbucnesc într-un plâns viril. Păi propriu zis, nu pe mine m-a ajuns, spune vastă-mea. Păi, să vină dumneavoastră? Și cum să vină dumneavoastră? Cum să vină dumneavoastră? Că te pensionezi de pe la creierii minților imediat, dacă o vezi. Stai, calmați-vă, explicați-mi, ce are? Mă calmez. Da. Deșteapta asta, că proastă, nu pot să-i zic. A primit de la sorusa niște medicamente de reumă. Sorusa, grecoaică din Constanța, măritată în Germania cu neamț din Turcia, i le-a trimis... Și proasta asta mea că deșteaptă, nu pot să-i zic, a luat din toate, câte una. Și de-abia acuși fac efectul. I-a crescut laba piciorului stâng de umblă în Adida și mei de pescuit. Păi da, dar să pe una viitoare o trec pe bocanci meletari. Și asta nu-i nimic. I-a crescut păr pe genunchi. Păr pe genunchi? Imposibil, doamne. Iar imposibil mie să nu-mi vorbești ca la împărțirea bugetului. Bine. Are rotulele împlănite! Bine. Și eu... N-am avut eu noroc de vară. Să fi mers cu ea pe litoral, că scoteam bani bune acolo. Nu se mai poza nimeni cu ăla cu maimuța. Și ochii... Ce-i cu ochii? Ochii s-au albit ca la merluciu, s-o l-a congelat. Azi noapte când s-a plecat să mă pupe... Înainte de culcare, am dormit pe hol. Poate că... Nu, că nu mai pot scoate din casă. S-a apucat de politică. De politică? Face politica puterii. Și-a cănit mustăcioara de la natură să semene cu prem-ministru. Da, bine, și eu ce pot să fac? Dă-i ceva, niște medicamente de opoziție. Păi, așa ceva nu există, domnule. Medicamente politice. Nu există. Nu există. Nu. Dar alea compensate ce-s? Nu știu. Nu știi? Păi nu știu. Păi nu știi, se vede că ai trecut jumătate în facultate ca oaia până apă. Ca oaia. Poate vrei să zici gâscă. Ca gâscă, musca, ce-o fi acolo? Da. Pun pariu că nici bacul de anul ăsta nu-l luai. Ascultă, domnule, nu cumva te-ai atins și dumneata de pastilele alea? Domn doctor, păi eu am păr destul. Cât trebuie și unde trebuie. Ce facem? Păi de unde vrei să știu eu? Nu știu. Să așteptăm? Îți convine ce dumneata dorm cu ea noaptea? Aș pârâ eu la menestrul sănătății, dar mie că-l schimbă și pe ăsta. Da, că nu-i bai. Mă, stetoscop, mă! Plii, drage! E drept că nu am coarne vizibile îndeajuns. La fel cu dumneavoastră le port și eu pe ascuns. Dar nu vedeți văpaia ce în jurul îmi se revarsă și nu simțiți prin aer miros de piatră arsă? Magnetica prezență a marelui damnat.
Să nu vă pară glumă. Sunt drac adevărat. Văzându-l pe Adam atât de singur, cel de sus s-a gândit să-i alimenteze cardul. Și atunci a apărut instantaneu Eva. De ce ai murit tu, fane, brusc? Și m-ai lăsat pe mine, femeie singură, și în forță, și gandulară. Cum zicea domn doctor că m-ai dus la spital să-mi facă ceva. Că tu erai estenuat. Da, și s-a dovedit că mi-a dat medicamente expirate din ajutoare care mă rău mă prindeau în loc să mă stingă. A zis domn doctor că am reacțiile pe invers din cauză de glandă. Și tu ai răsuflat ușura ca un mitochen și ai zis, fir al glandele ale năbădăilor, domn doctor. Că sunt estenuat și abia mă mai țin pe picioare, de parcă am lucrat în mina la Miro, în Cosma. Aole, Doamne ferește! Și doctorul a zis, lasă, cu glanda e mai rău, că în mine mai bine, că de mine mai scapi. Aole, mare! Spune-mi, unde mai găsesc eu unul ca tine? Liber și frumos și în putere. Și cu ăștia, cu bănuții corespunzătoare, privatizat, înțelegi tu? Că-i lați mai de mama lor. Sunt săraci, aole, și estenuați, și salariați, și vai de mama lor, și nemâncați, și cu alimentație deficitară, conform cu leapa indexată de Văcăroiu, fost olojan, fost... Tăcete de capul meu, aole, fane, tu vrei să mă lași? Nevastă de lefegit în perioada de-asta de tranziție. Amărâs de ăștia, vai de capul lor, care să-și umfle burta cu pâine și care doar să miroasă friptura. Muriști tu, fane, care nu-ți lipsea mușchilețul. Și vinișorul ca sângele taurului. Păi, nu frică, după ce vreau sticla de aer, ai ceva? Așa de bruscă, ce simpatic erai, că după ce bei sticlă de aia, ziceai că te simți ca la arena. Spaniolă, spaniolule! Și făceai așa cum am văzut noi la film, știi? La video, cu un taur fioros. Și te făceai ca el, uite așa, și mă spăriai. Și cădeam pe spate și te mă împungeai și râdeam. Și ce simpatic erai. Și acum, aolea, de ce ai murit, fane? De ce muriși, fane? De ce? Da, aia muri! Da, aia muri ca să mă plângi tu. Că mă munceai ca pe străbunii robi. N-am avut și o parte de un cuvânt de îmbărbătare. Mă țineai numai în schimbul de noapte, dar am ajuns ca scândura. Am început să se tânjesc după un serviciu la stat, ca să mai ațipesc și eu în orele de muncă. De-aia am murit, ca să te las pe mâna lefegiului. Ai de mine, fane? Aoleu, ce rău ți-am făcut, răzbunătorule, de vrei să mă lași pe mână de lefegiu. Te las să mă prețuiești, să vezi tu ce înseamnă viața unui bărbat angajat la stat. Îți mai aduce aminte de ăla care cânta cu lacrimi în ochi? Aoleu, domn Văcăroiu, verde sunt ca usturoiu, dar ne-ai stimulat elanul, te-am ajuns ca bârlă de anul. Măi, tată, măi! Ai! Ce? Ce simpatic ești, fane! Dragă, dar tu ai nebunit? Tu vrei să te angajezi la stat, dragă? Ție care nu-ți ajungeau 12 ore de pauză de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Tu vrei acum să semnezi condica la stat? Da, mă descurc eu! Fane, ce? Am o presimțire. Tu ți-ai găsit una. Să știi că o tai. Da! Am găsit una bună pentru perioada de tranziție, ca să am puteri să mă descurc în capitalismul sălbatic. Aoleu, dar e nebunit. Tu care spuneai că femeie ca mine mai rar, că nu mai da pe nimeni, nici pe aia de la televizor, care zicea, Titan Ice, altă viață. Nu mai pare, mă! Tu e nebunit, tu vrei să mori în spital pe pat de fer? Vino,
roagă să mor acasă, pare mă sculptura noastră pe care am dat 5.000 de rulbenți și 3.000 de suluri de hârtie, de nu spun de care. Pe pat de spital, mor chiar acum! Nu, Fane, să nu faci asta. Ce-ai? Oh. Fane! Oh. Fane! Oh. Nu! Fane, Fane, tu chiar muriși? Domnul ăsta nu se preface. El nu știe să se prefacă, Fane al meu, Fane. Fane, să nu cumva să fi murit de adevărat. Alea, sper că glumești, Fane. Nu, a murit, a murit de adevăratele, să știți. Domn doctor, mi-e frică. Fane, cum mi-ai lăsat-o pe mine? Domn doctor! Doctore, mi-a murit bărbatul! Domnule doctor, adică doctore, spune-mă, este adevărată chestia de azi noapte? Chiar ați deschis cabinet particular? Bineînțeles! Atunci să știi că sunt de acord. Îți acord mâna mea. Ia-o și s-o ștergem repede. Aole! Aole! Adio, Fane! Ai, iubita mea, că a plecat nebuna. Era cât pe aici să ne prinde cu glanda ei. Ah, cuturașul meu. Am să-ți fac o viață ca lui Madonna. Se lăuda mitic al meu că seamănă leit cu un personaj, cu un erou dintr-un roman vestit. De când ne-am luat mereu citesc și caut an de an, dar vai prieteni, nu găsesc deloc acel roman. Mi-am spus, e Don Quixote leit la chip și caracter, dar vezi, mitică, e deosebit de bravul cavaler. Căci el nu dulcinei de dovadă de curaj, ci tot cu Rosinanta stă somnduie în garaj. N-o fi el din nici o carte, dar mi-e drag, mitică, foarte, căci mitică e mitică. Nu-i Georgel și nici Georgica, nici Florin și nici Florica, nici Fanel și nici Fanica, nici Marie, nici Marinica, nici Dobrin și nici Dobrica, nu-i Romeo, nu-i Romica, nici Georgel și nici Georgica, nici Florin și nici Florica, nici Fanel și nici Fanica, nici Marie, nici Marinica, nici Dobrin și nici Dobrica. Dar e bun și eu nu vrea nici să-l schimb și nici să-l dau. O fica d'Artagnan, mi-am spus, un mușchetar isteț, care aduce un colier cu al vieții sale preț. Dar n-am primit nici colier, parfum sau flori măcar. Ba nu, odată mi-a adus 3 fire de mărar. Romeo, care semăna, e lucru evident, dar pentru scara din balcon am un amendament. Cu scările, mitic al meu e foarte circumspect, o lună în stradă ar dormi când liftul e defect. N-o fi el din nici o carte, dar mi-e drag mitică foarte, că e tandru și nu vrea nici să-l schimb și nici să-l dau. Și cu Otelo să-l compar ar fi foarte frumos, dar chiar de-mi pierd batistele, mitică, nu-i gelos. Și cum ar fi când dumnealui umblând așa mofluz, ce-ar șafurii de la Nufărul le uită-n trolebuz?
Făcând apel și la folclor, am dat de făt frumos și am zis, mitică, e la fel înalt și curajos. Dar cum să-l pui să tai un zmeu când el de sărbător n-a vrut să taie un curcan și ăla din cuptor? N-o fi el din nici o carte, dar mi-e drag mitică foarte. Nu-i frumos, nici mare smeu, dai mitică și al meu. Dar dacă el ar fi Samson, Dalila și eu, să-l tund când vreau să-l cumințesc pe bărbățelul meu. Dar vezi, mitică, n-are păr să atârne la cântar, decât să-l tund, mai bine iau splendoarea de ochelari. N-o fi el din nici o carte, dar mi-e drag mitică foarte. Că mitică e mitică. Nu-i Georgel și nici Georgica, nici Florin și nici Florica, nici Fanel și nici Fanica, nici Marin, nici Marinica, nici Dobrin și nici Dobrica, nici Romeo, nici Romica, nici Georgel și nici Georgica, nici Florin și nici Florica, nici Fanel și nici Fanica, nici Marin, nici Narinica, nici Dobrin și nici Dobrica. Dar e bun și eu nu vreau nici să-l schimb și nici să-l dau. Am fost la spovedanie. Și? Și am mărturisit preotului că am înșelat, că am mințit, că am furat. Știi ce mi-a răspuns? Ce? Fiule, dar tu din ce partid faci parte? Boss? Ce? A venit Alifie. Bagă-l. Și aveți grijă la lebede. Da, boss. Să trăiți, tovarășe. Unde umbli, mă, besmeticule? M-am rătăcit prin parcul zoo. Care parc zoo? Parcul din jurul palatului dumneavoastră. Și de ce zoo? E plin de gorile. Față de vila pe care o aveați când erați la județeană, aici e casa poporului. Ce vrei, mă? Reședință de patron de holding. Capitalismul trebuie combătut din interior. Da, domnul șeprim. Vreți să vă cânt ceva post-electoral? Ce? Învârtita de la Cotroceanca? Nu, nu, Doina. Foie verde ca pelinul care vine și face plinul. Hai, votați-mă pe mine dacă vreți să fie bine, fiindcă vreau să-mi ajut frații să fur mai puțin galanții. Hai, mă, lasă-mă, ce mă, astea au fost alegeri, mă. Păi unde e, bă, unanimitatea de 99,9? Așa e. Unde e, mă, monolitul, mă? Unde e coeziunea aia de în jurul și împrejurul? Ne așteaptă 4 ani buni. Da, de belșug și prosperitate pentru cei aleși. Așa e. Băi, Alifie, bă, da, să fii sincer cu mine. Tu nu mai minți niciodată. Nu. Bă, tu ai ceva, mă. Bă, tu nu ești în apele tale, mă. Tu ai o contuzie, mă. Tu ai o echimoză pe suflet. M-ați ghicit, tovarășe prim. Plânge inima în mine. Ia zi, mă. Zi, mă, că omul e cel mai prețios capital după dolari. Da, să nu râdeți de mine. Sunt îndrăgostit. De ce să râd, mă? Păi omul de tip nou trebuie să aibă acces și la sentimente, și la internet. E frumoasă. Suțivita mea, Linda Evanghelista față de ei, cocoșata de la Notre-Dame. Și care e problema? Nu te vrea? Nu, zice că să fim romantici. E nebună pe timpurile astea. Da, vrea poezie. Păi și ce mare dar avele, fă-i poezie. Bă, zi aia, da. Ești frumoasă ca un tandafir cu fir bătut, numai bună de sărut. Nu se n-audă de trandafir. Da, da, atunci fă-i o odă, ce să mai... Odă în stânga, odă în dreapta, numai ție nu ți-o dă. M-am plimbat cu ea sub clar de lună. Și? Și am zis. Ce? Auzi clipocitul lacului, auzi bătaia vântului, auzi greierii. Auzi greierii, foarte frumos. Ea vrea să-i recit din mari poeți. Dar în blaua asta o avea și răposatul. Răposat plumbuitul, Dumnezeu să-l odihnească că a murit prea târziu. E cafea, n-am voie. Cum să-i recit eu? Eu am făcut școala ca pușcăria și de azi, la fără frecvență.
De am venit la dumneavoastră. De ce? Să mă ajutați. Nu pot, mă, Alifie, nici eu. O dată de două ori, mai mult nu pot nici eu. Că sunt logodit cu un corp de balet. Dumneavoastră sunteți pregătit. Aveți studii. Ați învățat foarte mult. Da, ați conspectat foarte mult. Da, mă, da. V-am văzut eu cum transpirați când vă iscăliți. Da, mă, da, acum e culț cu ghiotură. Da. A mulțit intelectualii ca meningită. Nu, toate prin dumneavoastră aveți studii. Păi am, sigur că am școala de cadre, am cursul de propagandist, am diploma de la colțul agitatorului, am luat și frunzele. Ați lucrat la spații verzi. Nu, bă, frunzele, academia. Și tot timpul ăsta m-am burdușit de literatură și de poezie, că am fost sensibil ca păpădia. Da, la noi la păpădie zice emanația porcului. Bă, Alifie, bă, tu mă dai cu capul de nostalgiile trecutului. Băi, câte utecite am implementat și eu cu lirica asta, cu poezia asta progresistă, bă. Ziceți ceva, poate mă inspir și eu, tovarășe prim. Să, bă, erau și poezii în tinerețea mea. Bă. Ziceți. Sirena lui Roy, tovarășul Plan, unde e chiaburul să ne vadă azi huzurul? Bă, ce studii are, mă? Tuții bida asta ta. E calculatoare. Ah, cibernetică? Nu, a făcut școala de ospătare. Păcat. Dacă era filologă, îi băgam una zdravână. Tovarășul Dej, din torța lui Lenin, aprinsu-ți-ai torța. Din văpaia lui Stalin, îți călești zilnic forța. Asta cu văpaie... Rima cu văpaie s-a păstrat că mergea și cu Nicolae. Știți, țuțibida mea nu e așa de conștientă. Ea e mai mijupată. Mai... Ce să mai, tineretul din ziua de azi. Asta e. Băi, Alifie, vă ascult. Alifie, mi-aduc aminte. Eu am bușit o studentă de la Maxi Gorki cu Balada Milicii. Da. Fii atent. Da. Cine este fruntea oare? E miliția călare. Ieri umblam, i-am făcut armata la ei. Da, da. Ieri umblam de scul și goi, azi avem căciul de oi. Ce metafore! Ce vorbesc? Doamne, ce frumoase erau, unde te duceau? Bă, și tovarășa Ildico, ce tovarășe primitoare era tovarășa Ildico. Lu' asta îi recitam... Îi recita Maia Silvester Andrei Salvează Abatajul. Fii atent aici, fii atent că îmi dau lacrimile, ce să mai... Bocănici... N-am început. Te prezvesc de nu te... Bocănici Neculai și Silvester Andrei, miner și vagonetar puși pe listă, fruntași în întrecerea socialistă, asta s-a dus dracu poezia, bă. Acum, hop, țop, în pat. Da, hop, hop, cu reprezentanții clasei muncitoare. Ia stai, mă, că mi-a venit o idee. Ascult. Bă, hai, mă, să-i zicem lui asta, lui Țițibina, una cu aluzie, așa. Cu aluzie cu meșter cârmaciu. Așa, prielnic e vântul, meșter cârmaciul. Mândră-i corabia, meșter cârmaciu. Ei, dacă e vorba de așa, să-i spun aceea. Pe aceea, eu știu că ai să mă înșeli chiar mâine, dar fiindcă azi mi-a dat ai toată, atâta știu. Nici nu trebuie mai mult. Băi, auzi, stai. Bă, tu ai gânduri serioase, bă, cu fata asta? Se poate, tovarășe prim, cu... Atunci, hai să băgăm o manevră politică. Da. Bagă-i și tu niște promisiuni de șarte, așa. O țara mea, vei fi și tu mireasă. O draga mea. Mă rog, o draga mea, vei fi și tu mireasă. În comunism cu atâtea țări surori. Nu, NATO. NATO. Mă rog. Cu... Dar ia stai, mă. Da. Să vă aduc haina? Stai, dă-mi haina. Dă-mi că mă așteaptă ăștia la conferință. Rog. Am o adunare de consiliu. Da. Bill? Domnul Bill? Bill?
Unde ești, domnul Pierre? Să fie gata mașina. Da, boss. Auzi? Da. Fii atent. Susibida mea e mai copileroasă, mai... Ți-a ieșit porumbelul pe gură. Păi dacă e copileroasă, o lovim cu candoarea, o rupem. Da. Fii atent. Întâiul plâns în curtea școlii sub castani, când clasa mea primea cravata roșie festiv și sufeream, respinsă grav de colectiv, că nu împlinisem încă 9 ani. Nu se potrivește. De ce? Păi suțibida mea e majoră. Uh-huh. Are și un copil din Flori, pe Brebenel. Ah, din Brebenei, da. Ia, stai, 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 gata, știu cum facem. Da. Gata. Eu sunt suțibida. Da. Te uiți în ochii mei, da. Mă iei de mână, ia-mă da. De mână. Nu ca pe lopată, mă. Da. Ușor. Mai fin. Așa. Și zi după mine. Da. Stimată. Stimată. Și... Când zic toată. Da. Da. Stimată și emoționantă. Stimată și emoționantă. Iubită mamă. Iubită mamă. Păi ce, mama mea? Zic toată, mă. Iubită mamă și savantă. Da. Zi. Iubită mamă și savantă. Tăție. Păi ce e mama mea? Iauzi, bă. Bă, în sensul, bă, grămăditule, în sensul că o lași tu, mamă. A... Bă, de ce n-ai, bă, ca iubită un iubit, mă? Că acu' e voie. Aoleu, ce versuri am cu iubitul. Verificate la TVR. Da. Ia dibla. Bag un oreion și zic. Bă, balada Siberii. Nu știu rusește. Un vals, barca pe valori. Da. Valsul, na-na-ti, izghemol. Izghemol, poetic. Compatrioți, fiți gata de limpede ursită a păcii, a dreptății și a luptei de mai bine să ne urmăm cârbaciu, cârpaciu, pe nava fericirii. Bravo. Știți că la inundații se spune poezii de acelea cu răposatul Nicolae, cea lui cârmă, nu se îndoaie, cu ape, cu barcă, da, cu ape, cu... Așa-i trăgea apa pe poeți atunci, ce vrei. Eu nu sei cât să recit tu ții de mele poezii de astea, că mi-e frică că rămâne frigidă. Ce te vaiți, mă? Ce gem, mă, halul ăsta de parcă te-ai uitat în plicul cu pensia. Da, înainte se spuneau, toți actorii spuneau poezii de-astea, cu trimiteri, toți actorii la TV. Nu da nume, că nu știi. Da. Știți ce-mi pare rău? Da. Tovarășe prim, că am dat pe mine, am cheltuit o groază de bani cu perfect masculin și degeaba. Miroase? Tot ahoit, miroase. Auzi? Răul dracului. Da-ia, bă! Da-ia, bă, plumbuitul, în situații grele, băgă armata, dă! Cum să bagă armata, în suțibidă? Păi să bagi, asta, că ar zice boda proste. Trageri în poziția culcat. Eu zic să o luăm cu frumosul. Păi da, îi băgăm principiul colectivizării. Nu știi, te învățăm, nu poți. Te ajutăm, nu vrei, te violăm, te forțăm, te obligăm. Asta era valabil la colectiv. Eu vreau să lucrez individual. Poezie, poezia, tu te zbori la draga mea. Stai așa, stai, nu mai croncăni, tajnițel. Da. Fii atent aici. Hai că îi fac eu niște versuri la moment, ține aproape. Da, vă ascult. Țuțibida scumpă și mică de ani. Suțibida scumpă și mică de ani. Ce faci, bă, ce facem aici? Omagiu țării, tași din gură. Te-am rugat, nu mă zbate. Iar deci, suțibida scumpă și mică de ani. Suțibida mică și... Astăzi totul e pe bani și fiindcă stau pe cai mari, n-ați $100. Doamne, măi, că domnule, să moară indexarea mea. Păi de ce am eu fost... Păi nu-i dai tu, bă, eu îi dau. Ce înseamnă un comun? Activist de omenie. Pentru mine îi dau. Dacă merită și e silitoare... Păi ce credeți că susibida mea ia... Hai mă, lasă-mă că ia, mă, lasă-mă, că leafa a ajuns ca sidă, mor de ea încet, dar sigur. Pe mine mă săriți ca la șotron. Stai, mă, nițel, că n-am terminat poezia, mă, fii atent. Ce? Fax. Când a venit? Acum 5 minute. Da, domnule. Da, am dat la ăia, dau și la ăștia. Anunță la bancă. Ok, boss.
Dar unde așa, fii atent la mine. Fii atent la versuri. Alifie drăgălașul, care va să-mi fie nașul, merge în munți sau pe câmpii pentru lei 40.000. Față de... Lasă-mă, pentru lei 60.000. Hai că sunt trei pensii de ce apiși, ce dracu. Mama, ieși de la ea, că ești dita mai impresarul. Am crezut în dumneavoastră ca în partidul unic. Multă lume s-a prăjit. Nu știu, dar eu chiar în toate vă băgat. Dumnezeu, mă dat să ții minte un lucru, dacă n-ai învățat până acum. Partidul e în toate. E în inima care zvâgnește mereu și în sufletul care se avântă. Hai că zvâgnește. Hai să ne avântăm și noi. Bă, fii atent. Bill, frontera, încălzit-o. Înțeles. Dracu m-a pus, domnule. Mai bine învățam poezia aia care o știam de mic. Care? Sunt soldat și călăreț. Îmi fac cu trotul părul creț. Ești prea creț, fii atent. Bă, da, să terminăm cu tâmpenile astea. Asta e legea eticii și a echitației. Echitații, da. Țopescu, fii atent la mine. Da. Dacă nu o găsim acasă, mă iei de mână, te uiți în ochii mei, mă iei ușor de mână și simți cum zvâgnește. Da. Rob cu rob să ne unim, internațională, pe noi s-o fă urim. Ai uitat textul, măgarele. Draga mea, într-o căsătorie, de la ce vârstă poate bărbatul să facă ce vrea? Nu se știe, pentru că nu a prins nimeni acea vârstă. Prietene, tu ai decis să te însori. Eu am vrut să te conving invers, da. Dar ce crezi, că o să mă însor cu tine? De ce? Dacă ar fi luat, adică... Nu corespund. Placă-mă de aici! Un stilist nu va sta niciodată sub același acoperiș cu un rapidist. Dar ce vrei să faci cu coroana aia? Să ți-o pun pe cap, în biserică. N-ar fi mai bine să o pui într-o pungă și să o aduci la biserică și să o pui la momentul potrivit. Că dacă tot m-am legat la cap, ce mai contează o coroană acolo? Că sunt atâția regi în România, slavă Domnului! Avem regele berii, avem regele fotbalului, avem regele bormașinii. Și acum, uite-te bine la mine, avem și regele proștilor. Ce? Ce e, mă? Nu mai pot da înapoi. Ah, mimișor! Ți-ar diminutivul al dracu să-ți fie. Mimișor, auzi? Mimișor. Și e și gravidă în luna cincea. Știi cum umblă prin casă? Uite așa e, teleghidată. Asta e, tu ai vrut. Hai, hai, umilește-mă. Se cunună robului Dumnezeu cu labele Dumnezeu. Lasă-mă să o ajustez! Stai! Pic așa! Vai, dar ce ochi mare ai, lupule! Ca să te văd mai bine! Nu, ca să te însor mai bine! Nu știam că ai baze dof! Nici eu! Dar ce să martiu, că mă strânge rău! Dar mai trebuie să o mai pui și în foc! O mai slăbesc, o slăbesc, prietene! Dar îmi tremură mâinile! Știi, ne-am întrecut aseară cu vodka! De bucurie te-am sărbătorit! Nu vă e rușine! Ați băut de bucurie că mă nenorocesc eu. Eu am să plec încătușat, urmărit de zâmbetul rânjit al soacrei mele. Mă rog, încă nu e a mea. Arată bine. Cine? Soacră ta. Păi, n-ai zis că vrei să fie a ta? S-au mai văzut cazuri? Dragul meu, dar cât de fericit mă simt. Sunt capabil să-ți scot ochii, să scot ficatul, să... Să punem pirostria. Asta mai lipsea acum, să mă duc orb la altar. Mulțumesc, mulțumesc. Acum, măcar nu mai pot să văd pe scorpia aia monocelulară. Vorbesc de soacră mea. Virusul pestei conjugale! Sună telefonul. Altă? Cine? Soacra. Nu se poate. Scrie mare, nu soacra. Taci, taci, lasă-mă pe mine. Alo? Da. Mama soacră? Bineînțeles. Nu mai chem niciun prieten la masă, nu.
le spun și fraților și cumnatelor și diversilor verișori să stea pe fundul lor acasă. Au ce mânca, nu le dăm noi nimic dintre al nostru, dar sigur, mama, socru, ce să fac? Unde să mă duc? Să-ți schimb unguientul? Păi ce să faci cu el? A, să dă la articulat, să te dai. A, ăla de... A, da, mă duc până la capătul lumii, mă duc cu troleibuzul, cu tă... Numai să nu mai aud acel de ce. Plin de reproșuri la adresa neîndemânării mele de a fi bărbat. Alo? Da. Săru mâna. La ora 14 fix. Mamă, soacră, numai puțin, să nu uit. În caz că nu vin la cununia mea, să știi că o să-l trimit pe un prieten de-al meu cu coroana. E cu o coroană de aia care se pune pe capul indivizilor cu pierderea bruscă a sistemului de autoapărare, de supraviețuire, e ca un guentul matale. Cum? De ce nu vin? De ce nu vin? De-aia nu vin, scorpia dracului! Ăla a fost un ministru cum se crede, mă rog, fiecare cu cormoranii lui. Nu, din alt motiv nu vin, vaca domnului care ești! Ce te râzi cu mustăcioara aia de caporal obsedat! Fita e însărcinată luna a cincea, iar noi ne cunoaște numai de trei! Ce? Râzi, ei? Și la cimitir să râzi! Lângă cruce! Unde ești, mă? Aici. Unde ești? Aici. Ia, mă! Urmează-mă, cavaler credincios! De-abia acum vom căuta domnița mult visată! Și dacă fii va fată mare, atunci... Ce strașnică întâmplare! Cum era ăla? Și we're off to see the wizard! La, 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 la! Acest T reprezintă în limba engleză semnul pentru time out. În românește, pauză. Adică publicitate. Dar vă așteptăm peste 13 minute în partea a doua a galei. Milioane de români ar schimba viața agitată cu liniștea oferită de natură. Bucură-te de natură la tine acasă cu mașina de tuns gazon Ruris. Obține gazonul perfect cu modelul potrivit din cea mai mare gamă din România. Diaree. Încearcă Imodium 2 mg. Se dizolvă instant, ameliorând diareea într-o oră de la prima doză. Imodium 2 mg. Weekendul este distracție. La Kaufland, weekendul este și fresh. Pe 30 aprilie și 1 mai ai vreau din România mici de porc și vită 1 kg la doar 10,99 lei. Ciuperci albe grill la doar 9,49 lei kilogramul. Și edamer brânză semitare la doar 2,99 lei de grame. Kaufland, weekend fresh. Nervocalmin relaxare te ajută să îți menții calmul și buna dispoziție atenuând stresul și nervozitatea. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi zilele pline. Sunt zile în care chiar simți că viața e cu adevărat frumoasă. Că totul este roz. Până când tot viața îți servește ceva ce nu ai comandat. În astfel de momente e atât de bine să ai o alternativă. Am o asigurare bună de sănătate care mă costă pe zi cât o cafea. Și știu că pot primi până la 700.000 de lei într-o rețea foarte mare de spitale private. Alegeți și tu asigurarea potrivită ție și celor dragi. Cu asigurarea de sănătate NN, te bucuri de protecție completă. Descopere cât de simplu este să fii protejat pe nn.ro. Pentru NN, tu contezi. Carbocit pe bază de cărbune activ contribuie la reducerea acumulării excesive de gaze intestinale prin puterea sa de absorbție. Carbocit nu lasă balonarea să te separe de cei dragi. Dacă faci un lucru, fă-l cum trebuie. De Paști ți-ai făcut toate poftele. Acum reîncepe lupta cu colesterolul și trigliceridele. Coril reglează colesterolul și trigliceridele. Vino acum la OptiBlu și testează-ți gratuit vederea. În plus, bucură-te și de reduceri de până la 70% la ochelari de soare și rame de vedere în magazine sau pe optiblu.ro. Doar la OptiBlu.
Locat din cauza hemoroizilor, Proctoglivenol calmează rapid durerea, reduce inflamația și îmbunătățește tonusul vascular. Proctoglivenol. Stai în picioare doar pentru pasiunile tale, nu pentru hemoroizi. Am așteptat cu nerăbdare o sărbătoare pe care să o pregătim cum știm noi bine. Cu Hochland, zâmbete, platouri pline, cu veselie în magice culori, cu ridichi, cașcaval, râsete și flori. Hochland. Bucuria gustului. Mistrinat Dulcolax să pună un zâmbet relaxat pe fiecare față. Dulcolax activează cu blândețe tranzitul intestinal și îți restabilește ritmul natural în 20 de minute. Dulcolax, zâmbești eliberat de constipație. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Sunt șef Patriția și ador să gătesc pentru fiul meu. Acum îl pregătesc un tort chantilly cu frișca ulala, iar ca mama nu este bucurie mai mare decât să-mi vede copilul fericit. Intră pe hulalagrancucina.ro și poți câștiga! Când ai nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice, parcă nu e nasul tău. Încearcă Bixonim, formula unică cu trei substanțe active. Are dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare pentru un efect rapid. Bixonim desfundă nasul rapid. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Până la ai mei acasă, vreau la frații mei să ajung. Și dacă-i drumul zbor ca păsărea măiastră, până la ai mei acasă. Drag de România mea, cu Paul Surugiu Fuego, duminică de la ora 15 la TVR2. Можна на душі постійно на якийсь емоційний дуже сильний стрес. Mai puternice decât toate ororile, speranța, solidaritatea și mărinimia intră în rețeaua de idoli. Sunt oameni foarte buni. Poate că și asta a fost motivul pentru care am spus da din prima. Cu Irina Păcurariu, luni de la ora 21 la TVR2. O poveste de dragoste la a doua tinerețe. Au devenit terapeuți și învață pe alții schimbarea din interior. Anca și Cristi, din ce în ce mai bine. A îmblânzit parapanta și împarte cerul cu vulturii. A ajuns de două ori vicecampion mondial. Toma Coconea, vulturul din Parâng. Destine ca în filme, cu Iuliana Marciuc. Marți de la ora 21 la TVR2. La datorie. Ați sunat la Dale Lumitică. Pentru limba română, apăsați tasta 2. Pentru probleme grave, apăsați tasta 2. Pentru scurgeri de informații, apăsați tasta 2. Pentru chestii delicate, apăsați tasta 2. Vă rugăm, așteptați. Lăsați mesaj după semnalul sonor. Asta e Dale Lumitică. Suntem peste tot, dar mai ales duminică de la ora 17 la TVR2. Duminică e ziua marilor schimbări. Domne, e ultima dată că mai lucrăm așa. Ieși din rutină. Ai curs de dezvoltare personală. Mâine seară ținem o consfătuire la Neafane încurcă lume la ora 8. Cu mentori de top. Cu metode sigure. Nu-i bine niciodată să atași cazul direct. Îți vei afla vocația. Aș vrea să fiu un ghid. Un simplu ghid la unete. Contra unei sume modice. Nu e mult,
și vei descoperi că polițiștii au talent. Bravo, domnule, știi că ai talent? Lăsa. De la ora 13:10, BD intră în acțiune. De la ora 20:10, BD în alertă. Dumneavoastră, repetați în continuare. Pardon. Un retreat de comedie cu Dem, Puiu, Jean și Toma. La duminica filmului românesc, doar la TVR2. În mai, ascultă Sunetul Frumuseții în săptămâna Eurovision la TVR1. Marți, 10 mai, vezi super piese în prima semifinală. Joi, 12 mai, România e gata de show în a doua semifinală. Iar sâmbătă, 14 mai, finala Eurovision dă ritm întregii planete. Săptămâna Eurovision, în direct de la Torino, numai la TVR1. Juriul Vedeta Populară este pregătit. Ce trebuie să pui în valoare? Doar noi, oltenii, putem să tratăm iubirea în toate felul. Să vă aud cum cântați, da? Da, te rog eu frumos, du-te și ia-ți papuci. Și la proba 2 ți-ai ales tot un joc. Asta e. Vedeta Populară, duminică la 9 seara pe TVR1. Farmacia inimii Catena. Milioane de români ar schimba viața agitată cu liniștea oferită de natură. Bucură-te de natură la tine acasă cu mașina de tuns gazon Euroris. Obține gazonul perfect cu modelul potrivit din cea mai mare gamă din România. La Kaufland ai totul dintr-o singură oprire. Pe 30 aprilie și 1 mai ai ca clasic ulei de măsline extra virgin 750 ml la doar 15,99 lei. Artesia, apă minerală necarbogazoasă 2 litri la doar 2,19 lei. Și Birra Moretti, bere blondă, Bax de 6 doze la doar 13,99 lei. Atât de ieftin, Kaufland. În lupta împotriva rănilor, utilizați Cicatridina Spray sau Cicatridina Unguent. Gama de produse numărul 1 în topul vânzărilor din România. Cicatridina Spray în caz de leziuni chirurgicale, escare, răni sau ulcere. Cicatridina Spray conține acid hialuronic, baza cicatrizării mai rapide a țesutului. Știai că atunci când plătești online cu Visa, poți câștiga bilete la Untold? Dacă cumperi online, poți ajunge aici. Iar dacă plătești cu Visa pentru cumpărături delicioase, poți trăi momente savuroase. Plătește rapid și sigur cu Visa, o rețea care îți oferă și mai mult. Ai probleme de memorie, concentrare și atenție? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, Secom Neuro Optimizer 60 de capsule costă doar 119 lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. It's a most unusual day. Feel like throwing my worries away. There's something happening to me. There's something awakening in my mind I can't control. Aventurile fără limită încep acasă. Acum la Orange ai HBO și HBO Max 12 luni cadou, router Wi-Fi 6 inclus, Smart TV de la 129 euro. Orange. Problemele prostatei pot afecta activitatea zilnică a bărbaților. Urinare frecventă, jet urinar slab și întrerupt, funcție sexuală afectată. Proxel Potent, formulă combinată, două capsule diferite care se administrează o dată pe zi. Capsula 1, Proxel, contribuie la menținerea funcției prostatei și a funcției sexuale normale. Și capsula 2, Potent, are influență benefică asupra fertilității și ajută la susținerea apetitului sexual. Proxel Potent, unde-s două capsule, puterea crește. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino acum la OptiBlue și testează-ți gratuit vederea. În plus, bucură-te și de reduceri de până la 70% la ochelari de soare și rame de vedere în magazine sau pe optiblue.ro. Doar la OptiBlue. De Paști ți-ai făcut toate poftele. Acum reîncepe lupta cu colesterolul și trigliceridele. Coril reglează colesterolul și trigliceridele.
Când viața ta e plină de momente în care ești înconjurat de prieteni, înseamnă că ai o viață bună. Cârnați Fine Life pentru grătar. Pur și simplu, savuroși. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Dureri abdominale asociate cu senzație de balonare, acumulare excesivă a gazelor, constipație sau diaree, disconfort intestinal, Stomacon ameliorează simptomele asociate sindromului de intestin iritabil. Stomacon calmează rapid simptomele dureroase, precum senzația de balonare, durerea abdominală, acumularea gazelor, constipația și diaree. La Profi ai reduceri pe bandă. Acum ai băuturi recoritoare Coca-Cola, Sprite, Fanta Orange sau Madness 2,5 litri la 5,49 lei. Fă-ți un bine cu ofertele HealthNet la Supramax Articulații, Hepatoprotect și Bereș Vitamina C cu D3. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. HealthNet. Vină la bine! La Mega e ok să fii prieten cu calitatea zi de zi. Mărcile noastre proprii au cea mai bună calitate la preț mic, garantat zilnic. Acum ai ulei de măsline extra virgin la 29,99 lei și arahide de lez la 6,99 lei. Caută la raft eticheta prețurilor mici. Mega Image. Da, sunt la repetiție, da. Avem repetiție generală, că scoatem un caragiale. Ei, sigur că o să te invit la premieră, normal. Dar, ai, dragă, spune-mi acum, cât mai repede, până când nu începe repetiția. Eu te înțeleg, dar e problema ta. E, să știți că m-a supărat foarte tare. Dar de data asta chiar m-am enervat. Și asta? Așa vă pregătiți voi pentru repetiție cu ochii în telefon? Am crezut că vă găsesc cu ochii în text. Măi, copii, v-ați luat-o în cap, că sunteți talentați. Eu nu zic că nu sunteți talentați, dar știi cum e? Nu sunteți siguri pe texte. Vă rog frumos, până nu mă supăr mai tare, deconectați-vă și apoi uitați-vă pe texte! Băi, voi ați înțeles? Da. Haide. Păi în 10 minute începem repetiția. Hai mă, că totuși vă iubesc. Hai. Uitați-vă pe texte, am zis. Hai că uite, a plecat doamna profesoară, maestra, cum îi spunem noi. Ai, ce spui tu, mă, iubește foarte tare. N-ai auzit ca și spus. A spus că sunt nu numai frumoasă, ci sunt și foarte, foarte talentată. Mm-hmm, da, uite, acum putem vorbi liniștită, dar 10 minute maxim că vine iar. Da, dragă, mi-ai spus. Eu nu am deloc aceeași părere. Mașina, mai ales că este un model sport, trebuie să fie cât mai mică. No, repet, trebuie să fie cât mai mică. Eu ți-o spun din proprie experiență. Te rog foarte mult să mă crezi. Nu, alea prea mari nu-mi plac, dragă. Nu știu, poate ție îți plac alea mari. Dar pe mine nu mă scoți din ale mele. Uh-huh. Cât mai mică și mai nervoasă. Ba tu! Iartă-mă, colega, pot să mă așez lângă tine un pic? Te rog! Fără să vreau, am auzit conversația de la telefon, adică... Uh-huh. E prima oară când aud că o femeie o preferă mică și nervoasă și... Și scurtă. Și scurtă, da, 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 mai ales scurtă. Da, da, mai ales scurtă, pentru că lungă nici măcar nu se mai poartă. Da? Da. Ești sigură că nu se mai poartă? Crede-mă pe cuvânt, eu chiar ți-o spun din experiență. De altfel să știi că eu privesc lucrurile în viitor. Aha. Sunt o futuristă irefutabilă. Și futuristă și... Irefutabilă. Și irefutabilă, uh-huh. Da, 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 că nu trebuie să repet, că am auzit. Dar vreau să te întreb, adică de unde mărimea, adică nu mărimea, micimea asta, adică de ce micimea asta? Păi. O bagi mai ușor cu fața. Și într-o parte. Ah, da, 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 da. Adică dacă e mai mare, nu merge. Depinde de îndemânare. Aha. Dar să știi că și prietenele mele o preferă mai mică. O bagă mai ușor cu spatele. Scuze, dar tu ai așa un prieten? Da, dragă, am mai mulți.
Ah, mai mulți. Și intră toți în ea, așa? Da. Micuță, micuță, dar încăpătoare. Da, da, încăpătoare. Micuță și nervoasă. Da. Mai ales când suntem mai multe fete și putem să o băgăm, adică să o parcăm oriunde. Da, și unde vă place să o parcați așa mai mult? Oriunde. Oriunde, da. N-aveți așa un loc preferat? Ba da, în garaj. În garaj, da. Vă inspiră garajul, da. Și cum, vă place cu lumina stinsă sau... Ca orbeții? Nu, dragă, cu lumina aprinsă, cu ușa larg deschisă, să văd mai bine. Ce să vezi mai bine? Cum intră, dragă. Și, Doamne ferește, să nu lovesc de ceva. Sau de cineva. Să lovești de cineva? Păi da, dacă mai e cineva lângă noi. Tu nu vezi cum e ziua de azi? Câți nebuni pot intra peste tine? Da, așa e, da. Și tu ai așa o culoare favorită? Sau? Deschis. Se vede mai bine. Și ochii? Ochii, vai, ca două faruri halogen. Lumină să fie. Colega, trebuie să zic că discuția asta cu tine a fost, ca să zic așa, o reală plăcere. Adică n-ai vrea să o continuăm? Ba da, oricând. Da, dar să știi că a mea... Ai și tu una? Da, a mea e mai lungă. Atunci nu mă interesează. Bă, totuși... Nu, dacă nu-i mică și nervoasă, eu nu-mi pierd timpul, dragă. Dar chiar că ești o futuristă irefutabilă, colega. Opa! Hai că începem să ne înțelegem. Să știi că m-ai făcut curioasă. Să vii mâine cu ea să-mi o arăți. Dar de ce mâine? Oricând, dacă vrei, chiar și acum. Dacă nu-mi doresc, nu-ți prea multe. Hai nici vorbă, dragă. Vino mâine cu ea. Vreau neapărat să o văd. Oh, cât mă bucur, vai, dar cât mă bucur, colega, cât mă bucur. Pe mâine. Hai că a venit și eu cu textul. Maestra, da? Știi că actorul are mașină? Da, și? Păi cum, vine mâine cu ea să-mi o arate? Ce mare scofală. Coleg, a plecat. Maestro, dacă tu sunteți aici, dumneata care le știi pe toate, ce înseamnă, domnule, o futuristă irefutabilă? Una care crede de viitor, cu o convingere de necombătut. Da? Dar tu ce credeai? N-are importanță ce credeam. Da, dumneata știi că colegii îi plac doar mici și nervoase? Și mie la fel. Și dumitare la fel? Și scurte. Și scurte? Păi și eu ce mă fac? Că nu mai sunt trendy. Ce să fac? Să fac o operație estetică, să mi-o scurteze? Chirurgie estetică pentru mașini? Hai că evoluăm. Pentru mașini? Păi de mașini era vorba. Da, tu despre ce credeai? Băiatul matale ești cam futil. Cam cum? Futil, adică flușturatic, superficial, înțelegi? Am înțeles. Citește Dexul. Textul. Da. Hai că mai tâmpiți. Da, iertați-mă, sunt cam futil astăzi. Sunt păi cam... se vede. Da, de la Dex, de la Tex. Auzi, mă, mașini. Ei tu acasă, Costi, că nu te mai scapi eu de mâine. Mă duc să iau țigări și informația. 1 și 5. Parcă ar lua Kent și New York Times. Nu mai pleci tu de acasă singur, Costi, că de mâine nici pe balcon, deși stăm la etajul 7. Nu mai am încredere nici în legea gravitației. Țigări și informația, whisky și balet. Și mâine îmi cere mie bani de tramvai, căci că-și ajută părinții. Of, vii tu acasă, Costică. Dar uite că nu vine și 1 și 10. Asta a fost norocul meu. Uite, Melania, ce bărba bun are. Nu știe decât servici, casă, servici. Toată ziua stau bot în bot. Ce noroc pe păpădia aia. Al meu cum întorc capul, cum o întinde. Na, dar de mâine îți închid hainele în dulap. Da, să te văd pleci mai eu. Asta e în stare. Își pune pe spate numărul de la bloc și zice că e în crosul primăverii. Na, de mâine las gol! Gol! Dar nu vine acasă, uite-l că nu vine.
Ia să-i dau eu un telefon în Melania să mai stau de vorbă cu cineva când nebunesc. Nebunesc dacă nu vorbesc cu cineva. Costică, Costică. Să vezi tu ce pățește mâine. Alo? Alo, Melania? Te sărut, dragă, dormeai? Nu, nu vreau să știu dacă veniți sâmbătă la noi. Să fiu sigură. Sigură tu? Da, cum singură? Nu, sunt cu Costel. Da, el lângă mine citește. El mi-a spus să vă dau telefon. Da, tu ce faci? Grig ce face? Grig citește, dragă. I-a apucat cititul pe amândoi. Băi, dar Grig e de la 7 în pat, să știi, da. L-a luat așa cu rece și s-a băgat lângă mine în pat, dragul de el. Da, Costel, ce face? Tot în pat. Tot de la 7 și tot focate. Adică ce spun eu de la 7? De la 4 s-a suit cu ea în pat. Doamne ferește. Păi o fi captivantă, tu. Precisie, dar nu-i pune o mână pe el. Păi tu nu ești lângă el? Nu, tu, eu stau pe covor. Da, la mine acasă stau cum vreau, fac ce vreau. Dacă vreau urlu, dacă vreau strig, dacă vreau sparg. Ce faci? E, dacă am nervi. Dar acum n-am. N-am cum, n-am. N-am de ce să am, așa că... Mă rog, Costeluș. Costeluș, n-ai terminat odată captivanta aia să fie acasă? Adică lângă mine. Du-te tu lângă el, dragă, să nu răcești pe covor. Nu, tu nu suportă, știi? E pasiunea lui, cea mai mare este cititul, da. Toată ziua stă în casă cu o carte în mână. Ia-o-se. O fi polițistă, dragă. La ora asta, cred că e de invers. A, da, sigur, să nu viseze urât, dragul de el. Dar Grig, ce citește tu? Grig, ce citește? Iulius Cezar, dragă. Istoricul. Nu, beletristicul. Că tu știi ce fel de om e Grig. Pusilică! Păi tu abărceați-o, mamă! Lasă, dragă, nu-l mai alinta atât, dacă o să-și o ia în cap. Grig, dragă! Hai, dar nu-l cunoște, dăm Cezarului. Ce-i al Cezarului? Da, lui Costel, cum se cheamă? De ce, dacă știi? Ai, e clar. Dacă o ascunde de tine, înseamnă că e rușine cu ea. Mai încape vorba? Dar cine i-a dat-o, dragă? Dar ce crezi că-mi spune? Da, tu? Tu ce faci, dragă? Eu? Ce să fac? Uite, îi spun un Grig, pușilică. Dacă mă mai țin cu lumina asta aprinsă, să știi că eu scriu la e-mail, iubitule. Tu? Eu ce să fac tu? Nici eu nu pot să dorm. Și eu mă chinuiesc așa cu lumina aprinsă, dar nu. Ei, lasă, dragă, mai bine să ne chinuim cu lumina asta aprinsă decât să pățim ca tanța. Păi ce-i vorba asta? Ce-a pățit? Păi ce, nu știi? Nu. Cum nu știi? Nu. Formidabil, dragă, nu știi ce s-a întâmplat Radu al ei? Vai, nu dă pe acasă cu nopțile, dragă. Bă, nu-i dă un ban. Tu, și-o fi găsit vreuna? Sigur că da. Săraca tanță. Pa, dragă, pa. Iubirata fată. Pa, pa, pa. Ce faci, Costică? Citesc, mamă. Ce citești? Iulius Cezar mi-a dat un Grig. Ia uzi. Și citești așa pe întuneric? Eu știu pe din afară, știu de mult. Da. Vezi că te-a rugat Grig să-l suni cum ajunge acasă. Da. Costel te deranjează, mă. Am ajuns. Am ajuns cu bine, la ultima pagină. Dar urmează atentatul. Care bar? Bar de noapte? Și tu, Brutus. Că-s-i-a-s-a-s-a-s-a.
dacă e frumoasă, spune-i că e deșteaptă. Dacă e deșteaptă, spune-i că e frumoasă. Dacă ești în dubiu, spune-i că am mai slăbit. Vai, draga mea, dar ce ai slăbit? Despre zei, despre zei, haide să citim. Prin olimp, prin olimp, să călătorim. Zei mai mari, zei mai mici, noi vom întâlni. Și ceva cu mult drag vă vom povesti. Ia te uită, Jupiter! Și Junona! Fulgere dintr-una, fulgere dintr-una, și tunei înspăimânt, mereu mânios și foarte nervos. Bum, 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 bum! Deslănțuiesc furtuna, mii de volți în aer, mii de volți în aer, risipesc cât trăznesc. Cu fulgerul acum prefaci tot un scrum. Bum, 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 bum. Fulgerind dintr-una, la, la, la. Ai terminat să bum, bum? Da, că se dă pauza de masă. Dar tu, Junona, ce faci, dragă? Mi-am îmbăiat trupul de marmură în izvorul tinereții și acum îmi usuc pletele. Cu felul! Dar ce-ți veni? Consum electrica de pomană? Asta e bună, dar tu când fulgeri toată ziua, bună ziua? Aia e pe diramant, plătește Olimpul. Uite-o pe Diana, zeița vânătoarei. Și alături de ea, nefericitul cerb Acteon. Sunt zeița vânătoare, iar eu is partele. Am sufletea căprioare, eu un frunte, un cuier. Vai de soarta mea sărmana, am fost prințul Acteon. V-a schimbat în cer Diana, dintr-un simplu ghinion. Prin codri, în goadă, mereu suntem la vânătoare. Iar seara, în cabană, stăm la povești vânătorești. Ce crezi, Diana? Acum câteva zile am prins un cuc. Ce crezi că făcea cucul? Ce? Făcea miau, miau. Învățase limbi străine. Pleacuri! L-am întâlnit ieri pe Năstase. I-am luat 6 gheme și 2 andrele. Nimicuri, apă de ploaie. Alaltă ieri, pe la 6:50, așa, îmi apare în față o dihanie, un urs. Apuc dihania de coadă, o învârtez de 3 ori în aer și ce crezi că se întâmplă? Se transformă într-o zână. Dau drumul dihaniei de coadă, avea o coadă aurie împletită în 6 și zâna îmi zice, tinere, îți mulțumesc că mi-ai salvat viața, spune-mi 3 dorințe și ți le îndeplinesc pe loc. Zână bună! Orice, da ea, orice. Mă uit la ea, tânără, frumoasă, soarele asfințise. Ce să-i cer eu, mă? Și spun prima dorință. Zână bună, zână bună, fă tu să fie ședință și miercurea după amiază. Și s-a împlinit și joi. A doua dorință zică, zână bună, zână bună, aș vrea să se facă la Buftea o comedie muzicală, inteligentă, plină de haz, să moară lumea de râs. Fie! Și acum a treia dorință, mă uit eu la zână, să uită ea la mine, mă uit eu în oglindă și zic, zână bună, zână bună, fă-mă tu un tânăr suplu, frumos, blond. Și s-a împlinit și asta ca și a doua. Ce suflet de mamă vitregă e în tine, Diana, poate zrup parcurile astea. Iată-l pe Atlas, cum poartă pământul în spate. Și pe Afrodita, zeița frumuseții. Lume, lume.
so țin păpântul greu în spate, încă din antichitate. Lume, o, soro, o, lume, munți și ape și noroaie, pe mine mă-ncovoaie. O, lume, o, soro, o, lume, lume, aulă. Aulă. Ți-e greu, Atlas? Oh, îngrozitor! Și mă doare aici că m-a tras de la pulul nord. E deschis, e vraiște acum. Lasă că vorbesc eu cu Zeus să-ți dea un concediu de odihnă. Mulțumesc, dar vorbește mai repede, Afrodito, că mă cocoșează asta. Slăvite, Zeus! Și e Afrodito! Am venit cu o sesizare. Da, ia zi, tată. Atlas zice că să mai puneți pământul și pe umerii altuia să-și ia și el concediu legal de odihnă. Da, 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 24 plus 4, care vechime mare știu, dar ce să... Să vină la mine frumosul Apollo! Na, nu, slăvite, nu e pe specificul meu. Eu pot să duc în spate o pelerină, o balerină, pot să cânt la liră melodia preferată. Dar la fizicul meu mă vezi cu pământul în spate? Se poate. Bine, cheamă-l la mine pe Bacchus. Hai noroc, prea slăvite! Și când o fi mai rău, ca acum să ne fie. Auzi, Bacchus, am un post cu greutate pentru tine. Să ne locuiești un timp pe colegul Atlas. Tocmai anul ăsta să țin post, prea slăvite, când s-a făcut atâta ambrozie, căpșunică și zaibăr. Păi tocmai de asta. Bei o amforă de puterea ursului și te descurci tu. Lasă că ne cunoaștem noi. Nu-i pentru mine, șefule. Mai întâi că nu-mi place globul pământesc, are prea multă apă. Se învârtește, eu amețesc și-l mai scap naibii. Vorba, dacă beau o pară în plus, nu mai știu unde l-am pus și pentru treaba asta e mai bun, nea Hercule. Cu ăsta, nu vezi la mine. Uite aici, ura. Ia zi să vină la mine. Tot eu? Eu l-am mai suplinit odată pe Atlas. Ceilalți colegi ce fac? Bacchus se ține de șprițuri, Marte de huliganisme și Apollo de Afrodita. Cu lirul. Cu lira. Și ce ai vrea tu? Să las pământul pe mâna lui Marte? Eu am avut 12 munci și toate de răspundere. Sunt complet astenizat. Uite. Și am bilet de tratament la Herculane. Da, cum ai făcut rost, he? Cu ofrande mari. Da, 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 da. Cum rămâne cu pământul? E o muncă prea titanică pentru umerii mei slabi. Da, îți recomand eu pe cineva. Lume, aplice tot moravurile antice. Lume, soro, lume, of, iau femeia, o încovoiază sub pretext că o promovează. Lume, soro, lume. Auzi, dacă ți-a mai rămas o mână liberă, bate-ți și numirea la mașină. Despre zei, despre zei, multe am citit. Prin Olimp, prin Olimp, am călătorit. Zei mai mari, zei mai mici, ne-au întâmpinat. Și ce fac cu mult drag, azi v-am relatat.
colegul și-a luat azi dimineață ziarul și a citit la rubrica decese că a murit în urmă cu câteva zile. Alo? Tu ai citit ziarul? Că spune că a murit. Da, am văzut. Auzi, tu ai voie cu telefon acolo? Nu mai plânge, prostul! Nu mai plânge! Că mortul de la groapă nu se mai întoarce! Nu mai vorbi așa, n-ai, că n-ai murit încă! Păi da, mai ai și tu răbdare, Nițe! Nu mai vorbi așa, măi, că mă faci mormânt! Eu aș vrea, dar nu vrea Dumnezeu! Ce? Să te bag în... Ce? Să te bag în... Să mă iau o tată! Ce mi-a scris, Doamne, să trăie? E, lasă, frosu, că de când ne-am luat... E prima oară când ți-o iau și-o înainte. Hai să-ți iau. Hai să-ți dau o linguriță cu calciu. Nu, dă-mi o linguriță de ciorbă. Nu, trebuie să-i doctoria. Nu. Dă-mi puțină pastă de picat. N-ai voie, că ți s-a subție amațile. Păi cum să nu se subție dacă ați băgat toate farmaciile în ele? Așa, șuricioică, ce e așa, doctoria mea? Singurile articole de la farmacie pe care nu le-am înghițit încă sunt acele de la seringă. Aoleu, doctore, hai. Aoleu, hai. Da. Așa. Da. Ăsta precis vine de la un poc. Bună ziua! Da. Vin de la un poker grozav! Am simțit! Ia să vedem cum stai! 7, 8, 9, 10, valet, damă, popă! Păi stai foarte bine! Stau bine, doctore, dar să știi că e ultimul tur. Aola! Care e de popi? Nu, un singur pop. De ce? E mesa mare. N-avea nicio grijă, că în două zile te îndrepți. Spre Sfânta Vineri? Nu. În două zile să n-ai nicio grijă că te ridici. Dar spre ce? Nu. În două zile te ridici din pat. E, dar dacă eu mă ridic din pat, mata, ce faci? Eu deschid. Deschide-i repede ușa? Că dacă mă ridic de aici, îți ardu carcealma de nu te vezi. Ești vesel. Nu văd ce aș mai putea să-ți recomand. Îți spun eu. Ce? Care de dame. Ce bine. Am plecat, la revedere. Mă întorc peste un ceas aici. Nu aici. Dărum. Alea 3, cavou 6, pe dreapta. Unde nu e durere, nici întristare, nici suspin. Te aștept cu un pachet de cărți. Ia să-mi iau locul să mă obișnuiesc. Așa cum ziți asta. Aud pași. Îmi dați voie, domnule? Cu plăcere. Cine ești, mata? Eu sunt domnul Cioclu, domnule. Olo! Domne, cum arată, parcă e viu. Dumneavoastră sunteți domnul Nae Gălbejitu? Eu sunt cea mai rămas din Nae. Da, am adus coroana, domnule. Da, domne, ia întoarce-o să văd și eu. Da, e superbă. Mi-ar fi plăcut pambicile astea să fie bleu jandarm. N-are nicio importanță, domnule, pentru că nu o să le vedeți multă vreme. Așa e, are dreptate. Da. Spune. Tricul cum doriți să fie, de clasa întâia sau a doua? Și cum arată el de clasa întâia? Cu geamuri mari, îngeraș și 4 cai mascați. Olo! Și cât costă mascat? 200.000 de lei, calul mascat, domnule. Da? Scoate mascați. Și fără cai, ajunge și un singur mâz. Te rog frumos, pune coroana asta pe aici. Pune coroana asta aici, da. Să o văd mai bine, pune acolo. Și du-te și cheamă pe frosa să vină, că mie mi-e rău. Da, am o rugăminte la dumneavoastră. Vă rog să vă grăbiți, că mai am vis-a-vis unul de luat.
Da. Spune-i, te rog, celui de vis-a-vis să mă aștepte și pe mine, să mergem împreună, să nu fim singuri. Pune coroana, cu plăcere, domnule, am să-i spun. Pune coroana, te rog. Așa. N-are sufletul meu. Dar ce l-a dus corona? Barza cu mustăța Sfântului Arhanghel. Ai luat urul de pina? Ai luat magnezia? Da, urul donalul l-ai luat? Ți-am luat tot. Bravo, i-am și 2 kg de grâu. De ce? Pentru colifă. Dar să nu faceți prea dulce, că am suficient zahăr în sânge. Da. Ai mai vreo dorință, spune-mi. Da, da. Să n-aruncați gologan când mergeți la răscruci pe drumuri, că se adună copiii și încurcă circulația. Da. Și a doua, pe mormânt, te rog frumos, să-mi pui un curcan. Auză, păi fuge. Păi nu fuge dacă îl frigi. Da. Și să nu stropiți groapa cu ulei, să o stropiți cu vin de drăgășani. Așa am să fac, Nai. Dar eu credeam că tu mai ai vreo poftă acum, Nai. Da, ardei un pruț. N-ai voie. Dacă n-am voie, lasă-mă că mă duc. Lasă-mă. Gata. Mai aveți, domnule, mai aveți. Uite, domnule, puțin mai așteaptă și mă ta puțin. Domnule, camera mea. Fii pe față, domnule. Fii pe față, domnule. Uite, aud? Serafimii, cum cântă în ceruri. Nu sunt serafimii, Nae. Sunt lăutarii care-i cântă lui Mihalache, că iar vine beatul acasă. Lăutarii cu ăsta, da. Teabă-l pe Mihalache, că vreau să-l văd și să mi-au rămas bun de la el. Teabă-l, te rog. Mai repede. Nae! Mănâincă-mă, băi, fratele meu, Mihalache! Ce-i cu tine, mă, ce s-a spus? Mihalache, dacă vinei mâine, mă găseai mort. Da. E, asta-i bună, tu și mort? Păi eu sunt mort, mă, că n-am mai dat pe acasă 3 zile. Doamnele, Mihalache, sunt nenorocită, nu mai... Fraso, du-te și ține de urul ciocului. Scuză-mă, spune să mă aștepte puțin, du-te. Să mai aștepte acolo? Băi, Nae, ce faci, mă, figură de-astea, mă, Nea Mihalache mor. De ce? Păi dacă mori, atunci tot mă trage și tu un gând la ta să mor cel puțin creștinește. Unde-n buzele puțin? Ușor așa, ia, opa, așa nu mișca. Așa, tânticule, e? Mai este vin de drăgășan din valea meilor. Așa e. Las curimă de moarte. După ce mor eu, în fiecare seară să faci schepuri cu lăutari la colț, la matache măcelarul. Asta e. Valea meilor. Pentru... Mai puțin. Ține-i gura, mă. Cine, mă, ce dura acum? Parcă acum ai învățat să suci. Așa, tată. Mai am rugăminte să-mi dea la varză și alte iute. Păi, dar nici nu merge udătura fără alte iute. Ia uite-o, Ilie, până la baterie. Mai dai puțin? Da, ia, păi, ia. Așa. Vreau să mă dau jos. Hai, păi ce mă aștepți? Hai, hop, mai jos. Hai, ușurem. Știi ce te rog frumos? Ce? Spune-i ciocului să se ducă singur spre chimitir, că eu vin după el pe jos. Ce să ducă, dracu? Du-te, dracu, măi, ciocului. Auzi, simt, ce-i cu tine? Simt că nu mă mai țin pe picioare. Păi, dar ce, parcă eu mă mai țin? Auzi? Da. Mișcă, mă, să-ți ungă fetească palavanele. Da. Azi, atate. Alpa. Hai, luat-o! Băi, ce bine e! Să-ți mai dau? Mai dă, mai dă! Dacă mai e ea nimica! Vino cu așa, Ilie! Mergem să mai luăm o baterie! Așa, mai rău! Acum e rândul tău! S-a dus! E, da! Dar pe cine mai iau eu? Cineva a mâncat un măr. Așa a început. Altcineva a mâncat un liliac. Așa se termină. Ați înțeles, nu? Mâncarea e problema, nu băutura. Liniște. Bun. Care va zică dumneata?
Leanca Vădova, comersantă de băuturi spirituoase. La hanul dracului. Fiu, lasă-mă să întreb. Da, plătim licența, domn judecător. Tăcere! Păi da, e păcat pentru sufletul meu, domnul judecător. Fiu, lasă-mă să întreb. Te las. Mulțumesc. Care va să zică dumneata, Leanca Vădova, comersantă de băuturi spirituoase. Ce reclam de la prevenitul Iancu Zugravu? Eu s-ar mâna, domnul judecător, eu sunt o femeie sărmană, că Dumnezeu mă știe cum mă chinuiesc eu pentru o bucățică de pâine. Da, și pusesem de gând la Sfântul Gheorghe să las prăvălia, care nu mai poate omul datea în garale pentru care să mai mănânce și el o bucățică de pâine, o firmitură. Și nu ne mai dă mâna să plătim licența, domnul judecător. Asta licența o plătește domnitică! 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 Să fie Andrei acolo la prevenit! Aici n-are nimeni voie să vorbească până îl întreb eu. Păi dacă zice domnitică, domnitică! Eu, domn judecător, să rămână, eu pot să jur pe sufletelul meu că e curat ca lacrima. Nu e vorba despre asta. Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit. Eu, domn judecător, reclam, pardon, onoarea mea care m-a înjurat și clondirul cu 3 kg de mastică prima care venise, toma atunci cu birja de la domnul Marinescu bragadirul din piață, Dumnezeu să-l ierte, chiar că zicea că dacă mă suisem în birjă, să-l iau în braț. Pă cine să iei în birjă? Clondirul, că zicea... Cine zicea? Bragadirul, că să sparge. Cine se sparge? Clondirul, domn judecător! Femeie, ce tot bârii! Răspund odată, lămuri, la ce te întreb eu! Ce pretinzi de la prevenit? Deci pretinzi onoarea mea, domn judecător, care m-a înjurat dumnealui, pardon, făcut și dreguț și mi-a spart clondirul că nu vrea să-mi plătească. Că eu sunt o femeie sărmană și e păcat, domn judecător. Pă vine dumnealui gol, pușcă și bea până să face tun. Și pe urmă, dacă am vrut să chem bardist, dumnealui zice că mă sulemește cu chinoroz. Și pe urmă vrea să o tulească. Dar a căzut peste talabă și s-a făcut praf. Ce s-a făcut praf? Clondirul cu mastică. Și pe urmă vrea să fugă. Cine? Dumnealui. Ei, ce pretinzi? Onoarea mea și 3 kg de mastică prima. Bine, șezi și taci. Pe care vine... Taci! Gata, am tăcut. Taci odată! Am tăcut. Iancu Zugrav, ce ai dumneata să răspunzi la pretențiile reclamante? Eu, domn judecător, dumneai zice, pardon, iar ai venit, bă, porcule! Că dumneavoastră n-are niciodată o politică vis-a-vis de mușteri. Eu zic, dacă domitică... Cine-i domitică? Domnul judecător, uite, domne, la degețelul lui, că e beat! Taci, taci, nu te întreb pe dumneata! Cine e domitică? Domitică? Nu cunoști dumneata pe domitică? Al dracu domitică! Vorbește serios! Cine e domnitică? Când vă să zică domnitică de la pricepție? Ha? Pricep dumneatarea cu șica cum vine vorba noastră? Ce are a face domnitică? Păi, dacă i-a plătit licența... Să fie drept! Taci! Aici nu e vorba de licență, e vorba de clondirul cu mastică. A căzut de pe tejia, domnule judecător, era pe margine. Cine l-a împins? Ia zara, a zis că vrea să cheme vardistul și eu nu vreau, că eu sunt comersant. Comersant, dar piei de clostă. Te invit să fii cuvincioasă, aici nu-i permis să dai cu tifla. Bravo, bravo, domn judecător, acușic ai văzut și dumneatale ce pramatie e dumneai. Nu-ți permis să fii necuvincios, ai interes? Bravo, domnul judecător, păi să spui ce comerț învârtește. Taci că te dau afară. Bravo, așa. Taci. Răspunde. Ce comerț faci dumneata? Eu, domnule judecător, am fost zugrav de case român. Dacă am văzut că mă omoară concurența străinilor, am deschis și eu o tombolă cu obiecte la moș. Bun. Dar de chinoros, cum de-a venit vorba? A spus numai așa ca să o speriu cu o stric, pardon, la fixionomia obrazului. Să mă sperii? Să mă sperii? N-ai venit tu odată cu căciula plină de chinoros? Lasă-o, băgată, căciula, ai de la politică, domnul judecător, nu pricepe, fome. Bine, 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 toate bune, toate bune.
Dar de ce vii dumneata beat la judecătorie? A? Dacă aminte, n-am curaj, domnule judecător. Bine, destul. Bun, tribunalul condamnă pe prevenitul Iancu Zugravu la 7 lei despăgubire civilă și la 2 lei cheltuieli de judecată. Da, domn judecător, și cu onoarea mea nereperată cum rămâne? Las, că ți-o reperează domnitică. De ce se dau jos din pat bărbații la miezul nopții? Ca să bea apă, 5%. Da, corect. Să meargă la toaletă, 12%. Așa e. Să meargă acasă la neveste, 83%. Iubita mea, gata? Tu ce faci, pleci? Păi plec, nu? Păi nu mănânci? Nu mai am timp. Ia stai să mănânci. Lasă, dragă, iau ceva la gară, orvoar, ce mai. Cum vei? Păi azi e marți, nu? Cum n-ai rost să nimeni să pleci adum tocmai marți? Ce naiba ești așa de superstițioasă, nu știi că marți am câștigat toate procesele, să poate? Nena, când te întorci? Păi azi e marți, miercuri ajung, pledez, joi să dă sentința, cel mai târziu vine sunt acasă. Să fii sănătos. Bine. Să-mi aduci ceva bun. Ce să-ți aduc? Ce vrei tu. Bine, dar să fii cu minte, ai grijă. Pinco! Da, doamnă. Să strâng? Nu. Sunt obosită, mă, cum mai de vreme. Tu deși tu acasă mai devreme. Stinge lumina. Lumina, stinge lumina. Piept să mă strâng. Cine e acolo? Eu, Staurica, scumpul tău iubit. Eu și de la vie mă întorc. Uite, burbușirul. Oh, ce mă sperie. Ce? Te-a văzut cineva? Nu, iubirea mea, cum să mă vadă cineva? Uite, chiar l-am văzut pe soțiorul tău. În pițel, cum pleca așa cu minte, cu valijoara, i-a dat papucii? Are un proces la Caracal. La Caracal, de nimic, Caracal. De unde vii tu burdușit așa? De unde am vândut via la Ploiești? Dai, pupă-mă. Lasă că avem noi timp de pupături. Nu? Lasă. Avem timp. Luna lui vine abia vineri. Vine? Și ce facem noi? Luna vine. Ce facem noi? Atenție, dezechipa! Rea! Ascultă, comandare, e soldat! Da! Culcat! Culcat! Ura! Da. Oh, ce bine că stai până vine. Stau bine când vrei tu. Da. Oala, deschide, eu sunt Nae. Eu pe unde ești? Pe fereastră. Nu, că trebuie să mă scuie. Și? Nu. Deschide, dragă, n-auzi. Da. Nu găsesc papucii. Nu știu unde i-am pus. Ia-i pe-ai mei. Da, imediat! Acum! Hai, dragă, mai repede! Dragă, dar ce-i cu tine în toată nopții? Ce să fie, dragă, ce să fie? Ce să fie? A deraiat trenul, asta e! Ce ghinion a furisit! Ți-am spus eu să nu pleci marți la drum! Nu aprinde lumina! Am avut tare capul îngrozitor și nu suport lumina! Ascultă, tu te-ai îmbrăcat. Dă-mi
fugă până la farmacie și am ceva de cap. Și niște picături de valerian. Unde să mă duc, dragă, la farmacie la ora asta? Unde să mă duc? Unde să mă duc? Mă rog cu farmacistul, că l-am client într-un proces. Altfel, cine mi-ar deschide la ora asta? Oh, Doamne, Doamne, Doamne. Aurica, Aurica, ieși! Până nu te întâmplă, unde mă duce? Da. Dacă o dă cu ochii de tine, praf îmi face. Porumbica, nu te iubesc. Așa, așteptă! Aurica! Da! Ia! Cine? Eu sunt, eu sunt, n-ai nene Grigoriule. Nene Grigoriule, dă-mi ceva să-i fie de cap nevestii mii, te rog frumos, că are o migrenă îngrozitoare. Iartă-mă că te deranjez la ora. Nici o problemă, nici o problemă. Iartă-mă că nu îndrăzneam dacă... Ia o folie de aspirină și picături de valeriană. Așa, așa, mi-a fost bună. Cu să-ți plătesc cât costă, nu? Nu. Nu mă scădeți din onorar. Nu, plătesc pe loc, pe loc. E bine, 30 de lei. Da. Dar ce-ați pățit? N-aveți bani la dumneavoastră? Ba da, nene Grigoriule, dar cred că am prea mulți. Cât costă? 30 de lei. Poftim? Păstrează restul! E mult prea mult. Astăzi am avut un proces, mi-a mers foarte bine mie, marțea merge bine. Noapte bună! Noapte bună! Iubito, uite medicamente. Mersi. Și ce e aici? Ia uite. Ce e? E trânciul lui frate meu și l-a uitat din greșeală. Și e și cam soios, să știi că o dat la curățat. Da? Dar ai grijă să fie gata luni, că marți plec chiar la drum. Știi că mie marțea merge foarte bine. Și-o iau și pe Tinca cu mine să mă redacteze. Piesa e gata. Trag cortina? Da, Cortina, da, Corina, hai, dă-i sfoară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă seară. Adică săptămâna viitoare, la aceeași oră, la o nouă ediție a emisiunii Gala Umorului.